Dragii mei, astăzi voi gusta dulciuri mexicane. Am o grămadă de dulciuri și cu toate că acum sunt orele 12 noaptea aici, o să încerc să gust de toate. Am o grămăzimea. Deci să începem. Prima ce voi degusta sunt acești biscuiți cu bezea. Nu știu dacă în România sau Moldova este marshmallow. Știu că se traduce ca bezea, însă nu cred că la gust sunt același, au același gust. Nu cred că au același gust, dar nu știu. În engleză se numește marshmallow. Deci sunt biscuiți cu marshmallow. Miroase bine. E foarte moale și aici în centru are și dulceață. Foarte gustos. Chiar îmi place. E foarte, foarte gustos. Nu e prea dulce. Ceea ce îmi place. Acum voi degusta această prăjitură. Se numește gansito. Nu știu ce e. Ciocolată și dulceață de căpșune, cred eu. E gustos, nu este prea, prea dulce, însă nu-mi place că nu au pus îndeajuns în dulceață. Au pus doar un picuț, dar puteți vedea că este un picuț de dulceață. Acesta este Nito. Și e dulce cu umplutură de cremă. Da?
foarte, 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 foarte dulce. Nu cred că am mâncat niciodată ceva atât de dulce. Ca și cum aș fi mâncat o lingură de zahăr curat. Nu mi-a plăcut deloc. Și acum o să încerc niște napolitane. Astea cred că sunt unele dintre cele mai populare dulciuri mexicane. Le-am văzut prin toate magazinele. Niciodată nu am gustat, dar știu că o să-mi placă. Miroase urât. De la început nu mi-a plăcut deloc. Însă am mai mușcat câteva ori și chiar îmi place. Chiar e foarte gustos. E dulce, da, e dulce, însă nu e atât de dulce ca și alte. Nito, sau cum se numeau, Nito, da. E foarte gustos. Așadar, aceste bomboane se numesc lingurițe și sunt lingurițe pline cu bomboană caramelă de tamarind. Nu am idee dacă în România este așa ceva și ce este și nici nu am idee. Știu că este tamarind, e ceva care e un pic mai picant. O să vedem. Vorbim sincer, mi-e un pic frică să mănânc chestia asta. Deci am la
luat o pauză de 5 minute aproape, pentru că nu puteam nici vorbi. Am băut o grămadă de apă și am tușit în continuu. Nici nu știu cum să vă explic. Asta e sărată, e picantă, e acidică. Nici nu știu cum să vă explic. E un gust foarte ciudat și este și dulce. Deci tot ce au putut adăuga, au adăugat aici și au amestecat totul și aici aveți lingurița. Nu mi-a plăcut absolut deloc. Pentru că nu mănânc nimic picant. Dacă voi mâncați, vă place să mâncați ceva picant sau sărat sau acidic, o să vă placă lingurița asta. Încercați. După câte știu eu, nu o să-mi placă deloc bomboanele astea, pentru că sunt bomboane cu chile înăuntru, adică cu chile, cu piper de asta, chile. Deci sunt diferite gusturi, sunt de mango, de căpșună, de tamarind, pe care nu am ales. Și asta e de arbujel. Vediamo. Tan, tan, tan. Înțeleg de ce e, care e motivul pentru care au pus chile în bomboană. O combinație teribilă, în opinia mea. Bomboana era foarte gustoasă pe din afară, într-adevăr, la gust. Era foarte dulce și avea gust de pepene verde, chiar foarte gustos. Însă, când am mușcat și am dat de centrul bomboanei, unde este chile, gura foc. Într-o secundă mi s-a făcut gura foc. Nu-mi place absolut deloc. Nu. Deci, acestea sunt dulciuri din arahide. Deci nu mi-e frică să le mănânc pe toate.
era prea dulce pentru gustul meu. Însă e gustos. Adică chiar se topește în gură. Este foarte, foarte moale. Însă e prea dulce. E din cale afară de dulce. Asta nu-mi place deloc pentru că iarăși are tamarind și e prea picant pentru mine. Asta e super gustos. E delicios. E
Deci nu știu cum să vă explic. Este gust de mango. Foarte gustos. Nu am ce spune. Foarte gustos. Bine, dragii mei, pentru astăzi cred că e destul. Mai am câteva dulciuri, însă, într-adevăr, nu mai am nici loc pentru aer. Sunt chiar sătulă de atâtea dulciuri. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă sărut dulce și vă cuprind pe toți. Vă iubesc!